Toată lumea a știut ce mare cântăreț este Nicolae Sulac, dar cât de mare umorist a fost, am știut numai noi, cercul lui îngust de prieteni. Vreau astă seară să vă spun câteva din poantele lui Nicolae Sulac, pe care pun mare preț și le așez în vârful piramidei acestui gen umor. Chiar acum a cântat fiica lui și mi-am amintit, când nu era ea pe lume, dar erau niște semne evidente că uite, uite, o să vină. Noi, nu știu unde, la o repetiție, așa, zic, Nicolae Vasilice, bine, așa ne adresam, așa era pe atunci. Nu te-ai gândit, mă, dar ce diferență între vârsta matalei și a nevestii? Cine știe? Și ți-a dus și ea pe lume? Și de unde? Și Nicolae Sulac, care înțelegea gluma, a răspuns într-un mod absolut genial. Deci eu am să răbd și am să aștept până să nasc. Și am să mai răbd vă 3 ani și pe urmă am să mă uit lung la copilul acela. Dacă a cântat ghini, e eu. Dacă a lihăit mult din gură, e tău. Fata cântă bine. Prin anii 80 și se cam tocheau colhozurile, dar mai încercau să facă niște concerte la Godovoi, Ociot, și mai invitau artiști, nu aveau cu ce să-i plătească. Și atunci, abia atunci, s-a început ceea ce se cheamă astăzi barter. Deci venea șeful unei gospodării agricole și spunea, băi, eu vă pot da, uite și, dați un concert pe asta, dăm și pe asta. Ne întâlnim cu Nicolae Sulac, zice, mai ai câte un concert? Mai am. Și și? Zic, și dau. Zic, am dat și pe Răsărit, și pe Grâu, și pe Zahar, la care maestru zice, asta încă e ghine, noi cu Bătgroș, dar m-am dat 2 concerturi pe Urluială. Altă dată, era serata lui Ion Dascăl aici, ne întâlnim în culis, într-o cabină, mă întreabă Nicolae Sulac, azi ce ai să faci, Gheorghe, spui ori scânzi? Zic, în partea întâi am să spun un monolog și în partea a doua am să cânt un cântecel de glumă. Dar era o serată cu mulți cântăreți și Sulac mă întreabă, dar ce-ți mai trebuie să cânti și tu? Nu vezi și de cântăreța raie? Se uită așa la mine și își dă seama, poate că mă și ofensează într-un fel și mă bate pe mărci. Dar de fapt cântă, Gheorghe, cântă, lasă să vadă norodul, așa am ajuns. Odată mă întreabă, zice, uite, la Sădâc, la mine, îi ducem cu un concert la hram, mergi? Zic, merg. Și dar fără bani. Zic, fără bani nu merg. Dar de și? Zic, dar mata la mine la Cotejeni, ai merge la un concert fără bani? Zic, n-aș merge. Zic, apă nici eu nu merg. Zic, dar pă, ci tu nu ești Nicolae Sulac. Dar eu dau replică, zic, nici mata nu ești Gheorghe Urschi. Zic, drept, eu nu-s Gheorghe Urschi și nici nu-mi trebuie să știu. Vreau acum să vă spun ceva, dar am nevoie pentru asta de, măcar de un muzicant, ori 2, 2 jumătate, 3 muzicanți, dacă sunt, veniți pe copii careva, ajutați-mă o lecuță, lasă să vadă norodul așa am ajuns. Nicolae Sulac avea un fel al lui de a fluiera. Deci părea că fluieră la fel, dar noi știam, dacă fluiera într-un fel însemna că are dispoziție bună, și parcă era același fluierat. Nici nu fluierat, dar așa un fel de fosăit muzical. Se aude? Așa ceva. Dar dacă fluiera altfel, o licuță așa mai în șurub. Și uite așa în jos, asta însemna de rău.
Înseamnă că el în clipa aceea te trimite, de fapt. Și eu știu și unde. La domiciliu prenatal. O să încerc să improvizez cu băieții la minor 6 octimi. O melodie din repertoriul dumneavoastră, eu am zis-o fosă-i. Mulțumesc. Mergând în vizită la spital, Nicolae Sulac, la unul din prietenii săi, nu dau numele, pentru că nu mă interesează bârfa, dar panta. Îl întreabă pe cel bolnav din spital, prietenul lui, măcar mai vine cineva la tine pe aici să te vadă? Că eu știu, când te îmbolnăjești, tăți te uită. Prietenul lui, zice, nu, nu vin, mai vin studenți, elevi, liceieni, prieteni. Și aveau o nevastă așa mai zurbăgie, așa mai. Păi ca la toți artiștii în casă. Ce nevastă mi-a venit de două ori pe zi? Și Sulac zice, numai el putea să spună așa, zice, dar nevastă ta și mai vine, nu vede că și așa ți-e rău?